Matematică sau istorie, acestea au fost cele două probe obligatorii ale profilului din care elevii de clasa a 12-a și de clasa a 11-a au susținut astăzi simularea examenului de bacalaureat. Simularea examenului de bacalaureat a început de luni cu proba la limba română. Aceasta a continuat astăzi cu proba obligatorie a profilului, la care elevii se pare că nu s-au descurcat tocmai bine, mai ales la matematică, unde, din punctul lor de vedere, subiectele au avut un grad de dificultate destul de ridicat. A fost greu. Ce ai avut de rezolvat? Poftim? Ce ai avut de rezolvat? Păi, determinant, integrale, tot felul de prostii. Greu. Greu. Cam la ce notă te aștept? 4, 5. Complicat. De ce? Având în vedere că i-am dat în 4, mi s-a părut mai complicat față de ceea ce am făcut la clasă. Și cam ce notă crezi tu că vei? 6-7, cam așa. Pentru BAC te vei mobiliza, vei învăța mai mult? Da, cu siguranță. Spre deosebire de colegii lor de la profilul real, liceenii de la UMAN au susținut testarea la istorie. A fost destul de acceptabil, spun ei, însă nu mulțumitor. De aceea se vor mobiliza și vor pune mâna pe carte pentru ca la examenul de maturitate să obțină un rezultat mai bun. Destul de simplu, am scris cam 7 pagini, sunt desigur pe mine, sunt foarte sigur că n-am probleme. La ce notă te aștepți? Cred că la un 8-9. Destul de bine. Ce subiecte ai avut de rezolvat? Subiectul 1 și 2 a fost destul de ușor și al treilea cam greuț. Cam la ce notă te aștepți? La vreun 6. La BAC crezi că te vei descurca mai bine? Da. Simularea examenului de maturitate se va încheia în 7 martie, când elevii vor susține proba la alegerea profilului și specializării. Rezultatele obținute de liceeni vor fi analizate la nivelul fiecărei instituții de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul Consiliului Profesoral.